Cum combatem dezinformarea în rândul copiilor? Coordonatorii proiectului Citește și Dăruiește, ajuns deja la cea de-a 12-a ediție, le-au explicat copiilor veniți la Biblioteca Națională a României cum discernem o informație corectă de una greșită. Scopul acestui eveniment este acela de a face copiii să iubească școala și de a-i determina să citească. Noi am încurajat să citească ca și profesori la orele de curs, dar făcând asta într-un cadru formal, dar în același timp prietenos, ei se vor relaxa și probabil vor înțelege faptul că au nevoie de cultură generală, au nevoie de cultură în general pentru a reuși și pentru a-și atinge obiectivele. În primul rând, cred că ar trebui să-și dezvolte căutarea proprie. Și de aceea merită să-i întrebe pe cei care sunt poate un pic mai măricei, să-și întrebe părinții, să-și întrebe profesorii, sunt niște surse de informare fantastice, să caute ei de unii singuri și o să găsească la un moment dat care sunt acele surse care merită. De asemenea, ar merita poate să-i întrebe pe cei mai mari, poate există un frate mai mare, un unchi. Deci, practic, scopul este să nu caute singuri, să apeleze și la cei din jur. Actuala generație este curioasă de foarte multe lucruri, de la întrebări mai filozofice până la întrebări de divertisment, tocmai ca să vadă cum reacționăm noi, adulții, când ei încearcă să ne pună niște întrebări pe care poate le consideră prea rigide pentru noi. Am încercat să le explic exact pe înțelesul lor, adică nici să-i bagăm foarte multe detalii, dar nici să fie chiar o glumă, exact niște răspunsuri pe nivelul lor de înțelegere, tocmai să se simtă apropiați de ceea ce încercăm noi să facem aici prin programul acesta. Încercăm să-i aducem cât mai aproape de școală, să înțeleagă că școala poate să fie foarte distractivă și este benefică pentru ei. Copiii prezenți ne-au mărturisit că preferă internetul în detrimentul cărților. De obicei mă informez pe internet sau între profesorii ca să fiu mai sigură și mă uit la cât mai multe site-uri. În moment ce sunt 3 site-uri care au aceeași știre, mă gândesc că este o știre adevărată. Ar putea să fie și o știre farsă, deci o să întreb și profesorul. Caut articole și compar articole între ele ca să văd ce ar fi adevărat și ce ar fi neadevărat. Verifici minim 3? Da, cam așa ceva, 3-4. Clar că în generația noastră nimeni nu mai citește, rar mai avem asemenea copii. Normal că ne accesăm informațiile de pe site-uri, social media. Este cel mai simplu mod. Eu unul nu cred că poate cartea în mediul online să schimbe vreodată cartea pe hârtie. Esența sa nu va dispărea niciodată, propriu zis. Eu mă informez online cât și din cărți și dezinformarea este actuală la noi în țară, deoarece copiii nu mai citesc și nici adulții nu mai citesc cărți fizice și nici măcar cele online. Proiectul Citește și Dăruiește își propune să susțină sistemul românesc de educație prin punerea în valoare în fața elevilor a unor modele care să-i inspire în viitor.